Bună dimineața! Astăzi o să discutăm în această zi câteva subiecte interesante. Primul lucru ar fi în felul următor. Perpetuarea rasei umane. Sau relațiile intime între un bărbat și o femeie. Așa, până aici totul e ok. Și ceea ce se cheamă, hai să-i spunem, organe sexuale. La femeie avem vulvă și clitoris, la bărbat penis și testicule. Este o vorbă printre fete că cel cu penisul mic nu îi aduce satisfacție față de cel cu penisul mare fetei. E în felul următor. Cu cât penisul, formă de construcție sau cum vrei să-i spui, formă de săgeată, când intră prin vagin, vulvă și clitoris, penisul, cu cât e mai lung, cu atât e o țeapă. Cu cât e țeapa mai lungă, cu cât ai o durere și o plăcere. Penetrarea se face în dute vino, sus, jos, sus, jos. Interesant până aici, nimic interesant, nu? Cu cât e mai lung, cu atât căpățâna se duce spre ovulele persoanei de sex opus. Asta înseamnă că căpățâna care e așa se apropie de acoperiș. Așa. Știi? Și practic vine așa, pe care vine ori așa și te doare așa, ori așa și te doare așa, că sunt ovulele. Ori așa și în partea cealaltă săculețul s-a dus la stomac sau la intestin. Depinde. Dacă este foarte lung, cum este la, hai să spunem, afroamericani și toate cele. Și nu știam de ce m-am suit pe el și aveam o durere aici, în plexul solar. Așa. Și am încercat să rămân însărcinată cu el, dar n-am știut de ce. E vorba în felul următor. În momentul când săgeata intră prin clitoris și vagin, se ducă în toate cele, în ovare, da? Rămân testiculele pe afară. E ca și cum ar fi cireșele agățate de tulpina, hai să-i spun, cireșului. Adică ați văzut. Rămuriță de cireșe mici și rămân așa. Și gândește-te că e așa și jos sunt două cireșe. E, cu cât sunt mai lungi codițele, cu atât ouțele sunt mai jos, sunt protejate, dar nu poți să faci copil așa ușor. Pentru că trebuie să te înfigi. Ori căpățâna să stea așa și să spargă capacul, uite așa, și să ajungă la intestin, ori să o ia pe laterale, așa. Neavând stimulare, hai să-i spunem, la testicule și toate cele, n-are cum omul, bărbatul, să procreeze și să arunce și așa. Și practic rămâne, uite așa. Așa că sunt două categorii în momentul de față. Ăla cu aia mare, ca la afroamericani sau africani sau jamaicani,
sau mai știu eu ce. Și cei cu din aceea mică, cum se spune la asiatici, chinezi, japonezi sau alte cele. Știi? Bun. Și când există și varianta foarte mică, atunci e în felul următor. Vârful intră, există stimulare jos, aruncă, dar n-ajunge sus ca să procreeze. Și atunci există două variante. Ori o să fie un dute vino foarte puternic, că nu ai ce să faci violent, că trebuie să arunce până sus. Dacă ajung și doi, e de ajuns. Ori un dute vino mai încet, pentru că ai o țepușă care să înfige în tine în vârf. E, și există și varianta medie, care nu e nici foarte mare, dar nici foarte mică. Asta ar însemna ca pentru fată sau femeie, pentru bărbat în același timp, ca procrearea să fie interesantă. Adică și un pic de plăcere, dar nu și durere. Cât despre celelalte variante, mic sau mare, la cel mic îi trebuie o salvare cu o prelungire, iar la cel cu cel mare să fie ceva de genul în felul următor. Cu, hai să-i spunem, din nou o salvare, micșorare. E cea mai nasoală treabă. Să fii dotat și să renunți la așa ceva. Sau să cauți un partener compatibil cu tine. Foarte mult. Adică să intre până la capăt. Okay? Pentru cel mic nu există decât acea variantă. Bine, și mai există și varianta medie și toate cele. E, acum o să aveți o chestie foarte interesantă. La bărbați este în felul următor. Dacă colegul lui sau prietenul lui o are mai lungă sau mai mare, el se simte foarte jignit. Unii dintre ei chiar sunt neîmpliniți și ajung la psiholog pentru așa ceva. Cum să arăți așa de bine mama naibii și să o ai mică ca nu știu cine? Sau mai mică ca nu știu cine, ca așa compară femeia. Și atunci bărbatul se simte, hai să-i spunem, prost. Și are două variante. Ori se duce la psiholog și o lasă așa și trece peste, ori renunță la muierea sa, ori se duce din nou la doctor și îi face o prelungire ca muierea sa să fie, hai să-i spunem, fericită în timpul relațiilor intime. Vă las să discutați primul subiect pe ziua de azi.